Cele 11 produse alimentare primite ca ajutor din partea Uniunii Europene au început să sosească în județ. Distribuirea lor însă va fi făcută cu porția și asta deoarece în Bârlad și Huj, de exemplu, autoritățile s-au dovedit a fi depășite de situație. La nivelul municipiilor, cel puțin la nivelul municipiului Bârlad, sunt deficitari în ceea ce privește asigurarea spațiului de depozitare și din acest motiv vor fi nevoiți ca în momentul când vor avea cel puțin 5 produse să înceapă livrarea către beneficiarii prevăzuți de lege. Prioritate și în acest an la distribuirea alimentelor o vor avea municipiile și orașele, urmând ca în final să fie împărțite ajutoarele și către beneficiarii din mediul rural. Către populație sperăm că la nivelul municipiilor Bârlad și Vaslui să înceapă de la 1 octombrie, din moment ce le vom asigura cel puțin 5 produse din totalul de 11 produse care sunt prevăzute pentru acest an în cadrul programului PEAD 2012. În județul Vaslui, aproximativ 80.000 de persoane vor beneficia de ajutorul din partea Uniunii Europene primind 11 produse.